Bun găsit, dragii mei! Un vechi proverb românesc spune: binele ce-l faci la oarecine ți-l întoarce vremea care vine. Este pentru cei din jurul său un model de generozitate și omenie, mereu deschisă în a lua de pe umerii tăi o problemă și a face tot posibilul pentru a-i găsi o rezolvare. Este un om care își asumă profund misiunea binelui pe pământ. Este o făptură ciudată, splendidă, un om de cuvânt și o actriță care ne lipsește. Se alintă spunând despre ea că e un om banal, un om ca mine, ca tine, un om deschis, lipsit de aroganță, cu care ne-ar putea privi de la înălțimea experienței de viață, dar un om de un banal cu totul ieșit din comun. Crede în iubire și în suflete curate. Bine ai venit, draga noastră prietenă, actrița care ne lipsește, după cum am spus, și ne bine bucurăm de găsit, prezența ta inconfundabilă. Și mulțumesc mult pentru invitație. Aici mă simt ca acasă, la Edno, nu știi? Iar eu sunt onorată să fie astăzi pe canapea emisiunii Folclorul sub lupă, mai ales că nu ne-am văzut de atâta vreme, ne-am auzit doar la telefon. Da, mi-era dor de tine. Și mie foarte tare și mă bucur că ai acceptat invitația și trebuie să le spunem celor de acasă că nu cu ușurință ai ajuns pentru că ai tabieturile tale, însă n-ai putut să ne refuzi și ai venit pentru cei de acasă, cărora cu siguranță le-am făcut o mare surpriză astăzi. Da, iubire, am venit cu toată dragostea pentru că vă iubesc și pentru că vreau să fiu cu voi. Îmi place. Pentru început aș vrea să aflăm. Așa. Cine ți-a insuflat aceste daruri, bunătatea, generozitatea, toleranța, de unde au venit ele? Cred că așa, câteva dintre ele mi le-am însușit pe parcursul vieții, în urma întâmplărilor prin care am trecut și mai mult de la părinții mei. Ai fost un om, de fapt, erai un copil credincios și ești un om credincios? Da, pentru că tata din casă, din familia noastră, tata tot așa din familie, de la bunicu, era foarte credincios. Îmi spunea că bunicu avea casa plină de cărți de rugăciuni, cărți religioase, avea podul plin de cărți religioase și asta, și cu el țineam post împreună eu cu tata. De 20 de ani ai rămas cu sufletul de copil, dar adult în adevăratul sens al cuvântului, pentru că părinții au trecut în neființă. Și acum, pentru că tot ai zis de tata, când te gândești la dumnealui, ce ți-amintește mari de el? Ce mai ce fac? Ce ți-amintește de tatăl tău? Tot, absolut tot. Că l-am iubit mai mult decât pe mama, pentru că avea un suflet atât de cald, atât de blând, atât de bun și ne-a iubit pe amândouă. Eu mai am o soră și ne-a iubit foarte mult pe amândouă. Era un suflet atât de blând ca bunicul meu. Înțelegi, el era la fel. Și mama era un pic geloasă că noi îl iubeam un pic pe tata mai mult. Bine, mama a rămas icoana mea, sufletul meu, amândoi. Dar m-a simțit că îl iubim noi mai mult pe tata, suntem mai apropiate de și tata. Și până la urmă e o realitate pe care ai confirmat-o tu, ai spus că l-ai iubit mai mult. Da, deci da. Există pentru copii iubirea mai mare pentru tată și mai mare pentru mamă sau mai mică, da, depinde. E o diferență? Da, e o diferență. Diferența e că pe mama o iubești, mama e icoana ta, e viața ta, ea ți-a dat viață, e cea care ți-a dat viață și tata era altceva. Era altceva, venea din altă lume, venea cu o bunătate, cu o căldură de care un copil are nevoie. Și asta n-am să uit toată viața. Mi-au luat cu ei când au plecat, mi-au luat cu ei totul. Adică, intrăm acum în poate niște filozofii din asta mai adânci, dar eu trăiesc că așa vrea Dumnezeu, dar mie mi-au luat totul când au plecat. Pentru că sufăr enorm. Și acum, după 20 de ani? Foaie de cap. Și până o să mor. Și până o să mor. Ai simțit un abandon la vremea aceea? Nu. N-am simțit nimic. Culmea. Reacțiile au fost după. Acum sunt din ce în ce, cu cât trec anii mai mult, cu atât
M-a referit la abandonul acela sufletesc în care îți lipsesc mângâierile, îmbrățișările dumnealor. Păi știi ce se întâmpla? Uite, și tu ești mamă. Eu când puneam, eram supărată, veneam de la liceu cu problemele mele de adolescentă sau de la serviciu mai târziu și când puneam capul așa pe pieptul maică mea, mă, știi cum, toate necazurile nu mai existau. Exista decât Dumnezeu și mama. Atât. Înțelegi? Adică simțeam o stare de fericire, cred că așa e dincolo. Simțeam o stare de așa de bunătate, fără greutăți, fără o fericire din aia totală, absolută. Acolo era în sânul, pe sânul lui maică mea. Asta era mama. Înțelegi? Ce crezi că dobândești de la tatăl tău și spui, uite, asta am de la tata și ce de la mama? Nebunia. De la mama, am... Mama era foarte, era exagerat de harnică, de curată, de așa. Eu nu prea sunt așa ca ea, dar uneori mă apucă. Am niște crize ca ale ei, dar nu mai sunt niște crize de moment. Nu am tot timpul, mama avea tot timpul. Adică, ca să înțelegi pe mama, ea în fiecare an zugrăbea, tata zugrăbea. Aveam parchet din ăla care se freca cu petrosin înainte, nu era cu lac sau bă, ăsta, cum avea laminat sau cum îi zice, la par, no. Și frecam parchetul cu petrosin și cu asta, îi ajutam pe ai mei și tot timpul, deci ea broia să fie curat tot timpul, spăla mălaiul când făcea mămăligă, să minunau toate vecinile, cam așa era maică mea. Și uneori m-am trezit că stau la geamul de la bucătărie, care e un metru pe un metru, și o oră ca să-l spăl și trei la aragaz. Deci îți dai seama. Am și mașină de aia cu abur, care dau și cu mașină cu abur, dau cu de toate și cu periuța de dinți, iau butoanele să le spăl. Deci asta am de la mama, dar nu tot timpul, stai, de ce să mă dau mare? Nu. Am momente. Care este amintirea care ți aduce un zâmbet pe buze când te gândești la copilăria ta? O, Dumnezeule, care... Bine, sunt multe. De exemplu, știi ce făceam? Eu când eram mică și nici acum, nu-mi plăcea la micul dejun la grădiniță, ne dădeau pâine cu unt și cu gem. Deci eu așa ceva să nu văd în viața mea. Și pentru că nu-mi plăcea, luam felia de pâine cu un și cu gem, o băgam sub masă și o lipeam de masă. Să nu vadă doamna educatoare. Și evident că m-a văzut odată, m-a prins. Ca? Nu, ciorul nu merge de multe ori la apă, da? Și n-am știut să fiu atât de isteață. Mă rog, eram copil. Și pentru asta m-a pedepsit. M-a legat cu șorțulețul de scaun și mi-a pus șervețel la gură și leucoplast ca să nu mai mănânc. M-a pedepsit atunci în ziua aia. Înțelegi? Și de atunci râd tot timpul și când cineva vrea să mă servească, am fost la sora mea și acolo o prietenă de-a ei, drăguță, mă servea în Danemarca, fiind o țară nordică, cum e la străin, ca să zic așa. Ia uite ce văd dimineață că îmi pune o mare felie de pâine neagră, era ok asta, da? O unge cu unt, pune o felie de cașcaval și pune dulceață peste ea. Să schimbe gustul am de la zis, grădiniță. Da, am zis lui sora mea, iau de aici că-i rup gâtul, că nu mai zic, nu, cum îmi dă mie așa ceva? Zice, mă, mare, zice, cum vorbește? Ei, lasă că nu știe românește. Știi, vorbește tu, explică-i pe limba voastră despre ce e vorba, că dacă vrei să îmbărs aici bă, așa, toate mațele, spune-i să stea cu minte și să mănânce ea, că eu nu mănânc așa ceva, never. Mie dăm-ne că un hot dog, un cârnat, o omletă, dăm ceva de dimineață să mănânc așa ceva. Dar eu de obicei beam cafea și eram cea mai fericită dimineața. Am aflat că atunci când erai mică, mama ta, Mari, te-a dus la balet. Cum a fost experiența Marinela Chelalu la balet? Mai să știi că a fost bine, habar n-aveam, îți dai seama, eram micuță, nu știam ce înseamnă, nu știam
ce este, cu ce se mănâncă. Era frumos, în schimb, îmi plăcea. Înțelegi, mă ducea și tata și eram fericită când mă ducea la antrenamente și știi ceva, eram cea mai bună din grupa care am avut-o. Doamna Baciu, doamna profesoară Baciu. Nu știu dacă mai trăiește, dar vreau să o pup și să-i spun că o iubesc și că n-am uitat-o nici acum. Înțelegi? Și făceam niște exerciții, ridicam picioare, făceam, mamă, polcă. Și maică mea a vrut balerină. Nu știu ce a gândit, că niciodată n-a stat cu ea de vorbă să o întreb. Măi, mamă, ce-ai vrut tu? Ce ți s-a întâmplat ție așa? Ce-ai vrut tu? Dar ai vrut tu să mă vezi tu pe mine balerină? Mă vedeai Barâșnicov? Cine eram eu acolo ca să fiu mai aplisesc ca ea? Cine era mămică eu? Înțelegi? Ce-ai vrut tu să faci? Dar din câte am auzit, eram copii, nu mai țin minte, din câte am auzit eu, că într-o seară, apropo, dacă vrei lucruri amuzante, iată un lucru amuzant, ce făceau ei mei și cu cine semăn eu, că de-aia semăn cu ei doi, m-a luat tata odată de la balet, a venit și m-a luat și erau niște prieteni la noi, tot timpul a fost ușa deschisă, că erau prieteni la noi, nu aveam nicio treabă. Și tata se ducea toamna și lua de la țară, lua vin. Vin din ăla adevărăciune, de Moldova, n-aveai treabă. Și au venit prietenii ăștia ai noștri, tanti Lenuța cu nenea Gicu. Mă frate, și toamnă fiind, dă-i pe masă nuci prăjite, cu sare, prune uscate, vin, mus, toate, da, ce era acolo, o hărmălaie și o lălălaie. Eu știam că era frumos, îmi plăcea când veneau la noi. Frate, și săracii, deci, atât băuseră, sau i-a dus vinul ăla, nu știu, că erau atât de fericiți, încât tanti Lenuța muia pruna în sare. Și mânca prune, muia în sare. Nu mai mânca nucă, nu mai știa care-i nuca, care-i pruna. La aia toate mâncau și asta am ținut-o minte de mică. Și am găsit un stilou chinezesc pe stradă. Și am fost așa de fericită. Și tata zice, uite tata, ia-l, și am scris la școală cu ele, eram cea mai fericită din clasă, că erau scumpe, nu ne permiteam, înțelegi? Deci am avut o copilărie foarte frumoasă. Mama, i-au încercat amândoi să nu simțim niște greutăți și astea, dar sigur că le simțeam, pentru că știam cum muncesc, unde muncesc, și când îmi arunca mama, când veneam de la grădiniță și când îmi arunca un leu, era o înghețată polar, voi nu știți că sunteți tineri, n-ați prins. Era în hârtie, înțelegi? Înghețată, da, asta cu gheață. Nu da, m-a apucat, Marisa, te uimești, dar m-a apucat și noi înghețată asta. Nu e, cred. E și acum, da. Nu știu dacă mai avea același nu gust. Nu e, da. Iubita, n-am văzut, nu e. Nu e adevărat, nu era, nu e. Era un leu, deci țin minte, eram copil. Nu există. Și era într-un plic din ăla, așa mic, de hârtie. Era într-o hârtie. Țin minte și scria cu albastru. Hai că țin minte, eram copil, dar țin minte. Păi, dar era sărbătoare, iubita mea. Era sărbătoare, să-mi arunce mie mama un leu, să-mi iau înghețată. Și aveam o prietenă, Mariana, care am copilărit, am stat în bloc. Părinții ei aveau posibilități mai bune, mai na. Și de-abia așteptam să mă cheme afară, că știam că mă ia și mă duce la cofetărie și îmi dă prăjitură. Deci de-abia așteptam, parcă era Moș Crăciun. Deci asta a fost copilăria, dar a fost frumoasă. Mama săracă a încercat să nu ne lipsească. Ne făcea plăcinte, ne făcea bunătăți. Dar năzbâtii ai făcut, Mari? Erai pedepsită? Aoleu, aoleu ce-o luam. Nu știu de ce eram așa de... Vezi, probabil că... Vezi, mă, părinții, uite că și tu ai copii. Să țineți cont totuși de zod. Zodile astea nu sunt ele făcute degeaba. Mai ales că eu eram rac. Înțelegi? Copilul rac și... Noi raci suntem de ăștia, sentimentali, duși cu sorcova, cu luna, suntem pe lună, lunatici. N-avem nicio treabă noi, înțelegi? Cum e berbecul sau taurul de ăsta de pământ, frate, cu picioarele pe pământ, înțelegi? Sau luptător, caleul, n-avem nicio treabă. Noi n-avem, eram în stratosfere și mă duceam la școală fără uniformă. Mă duceam la școală fără ghiozdan. Veneam acasă, era numai piele și os. A, păi tu ești grasă acum. Ești grasă, ești obeză. Eu eram numai piele și os. De-aia mă cred, că de-aia mă duc mama la balet, nu știu. Înțelegi? Da. Îți vedea potențialul. Păi știi de ce? Da, iubita. Da, știi de ce? Că ea săraca îmi lăsa, că
că eram, am fost copil cu cheia de mână, n-ai, cu cheia de gât, că n-ai ce să face. Și îmi lăsa săraca ciorbă pe asta să mănânc după ce vin de la școală. A, iurea, eu aruncam în chiuvetă ciorba, că nu mâncam. Înțelegi? Dar copil prost, că am fost copil prost, nu pot să spun, eu nu spălam și eu chiuveta după aia să o clătesc să nu se vadă. Înțelegi? Și mama venea acasă. Și zice, ce-ai făcut, Marina, la mama, ai mâncat? Da, mami, am mâncat tot. Eu. Mincinoasă, știi? Zice, mama, n-ai mâncat. Zice, care, mă, mamă, de unde știi, mata, că n-am mâncat? Zice, mi-a spus mie o muscă, maică mea. Ei, iubita mea, și vine maică mea a doua zi, apropo de întâmplări de copilărie, că m-ai întrebat. Și vine maică mea acasă a doua zi, casa plină de praf. Nenorocire, ce era acolo, zicei că a vandalizat hoții casa. Și mama zice, ce-ai făcut, Marinela, mamă? Zic, mami, am căutat musca aia ca să omor musca aia care ți-a spus ție, care m-a părât pe mine. Înțelegi? Dar de unde? Că eu proasta nu spălasem chiuveta, nu știam. Dar chiar eram copil, îți dai seama. Așa îți mai spune una, dar mă rog, e ora nepotrivită ca să-ți povestesc. Dar spune. Fiind copil, nu, că apropo că și tu ai copii și mititei, cum e a ta, bărbatul e mai mare al tău acum. Dar eu aveam, cum sunt copiii la somn după amiaza, mai mă scăpam pe mine un pic, înțelegi, cu unul. Înțelegi? Și că așa-s copii, că și-am fost educatoare, îi schimbam, îi rugam pe părinți să ne lase schimburi în săculeți și schimbam copiii. Care-i problema? Se întâmplă, sunt copii. E, așa pățeam și eu. Și mie mi-era frică că mă bate mama. Într-o după amiază m-am trezit și mi-era frică că mă bate mama. De ce am făcut? Și m-albisem la față. Mama, cică, ce-ai făcut, Marina, la mamă? Mama, nu eu sunt de vină. Ea e de vină. Ea a făcut. Nu eu sunt de vină. Crede-m. Înțelegi? N-a fost cu voia mea. Ce să... Păi, adică n-am vrut eu să fac, adică să nu mă bată pe mine. Să o bată pe ea. Bată pe ea, eventual. Că eu n-am nicio vină în toate chestiile astea. Înțelegi? Aia, și în tabără, la fel. Dar ai avut simțul umorului încă de copil. Da, tata era așa. Tata era așa. Adică noi eram capre, deja eram capre mari, eu cu sora mea, înțelegi, 16-18 ani, și îl legam pe bătrânul de piciorul mesei cu ață, înțelegi? Și ziceam că e cățelul nostru. Și el făcea ca toate animalele acolo, ne urcam pe el, dansam cu el, rock, la televizor, ce muzică dădea, dansa cu noi, deci ăsta era tata. Ți-am spus, la noi era tot timpul, și... Gagii care i-am avut mai târziu, de i-am adus acasă să-i vadă mamă, că așa să erau fetele înainte, înțelegi? Unul din prietenii care i-am avut și am venit era băiatul unei colege de serviciu, dar lui maică-mea și mama era liniștită că îl cunoaște și știe. Și a fost foarte încântat când a venit la noi, că i-a plăcut atmosfera din casă, știi? Adică nu erau doia, da, bine, mă puneți mâna și mâncați, bine, după aia să mergeți, vă plimbați și asta. Știi? Nu, la noi era o veselie necuță și mama făcea mâncare ca lumea, înțelegi? O mâncare, le-a plăcut atât de mult, ții minte, n-am să uit. Vezi, sunt unele momente pe care nu le uiți. A mâncat ciorbă de perișoare, aveam. Și le-a plăcut, au mâncat, dar au spart. Înțelegi? La ce mâncare făcea mama. Cum te-ai decis mai târziu să devii educator? Pentru că nu este o meserie ușoară. Pentru că trebuie să ai răbdare. Adică în ciuda faptului că erai o persoană energică, cu simțul umorului, trebuie să ai răbdare. Trebuie să iubești ceea ce faci ca să poți să îți îndeplinești. Da, știi, mi-am dat seama de, iar o altă latură aracului. Înțelegi? Este, cum îi spune, tot așa, din cauza că e foarte sentimental, este asta așa, este el, racul este al casei, înțelegi? Îi place familie să aibă, asta mi-am dorit enorm, să am familie și să am copii, înțelegi? Și să mă mărit, vai, mi-am dorit enorm, dacă și acum, la vârsta senectuții, la 100 de ani care i-am, și acum, dacă mă duc pe Lipscani, mă uit pentru că au mai rămas magazinele cu rochii de mireasă, sunt disperată după ele, ore întregi. Am stat și când eram copil și acum stau
în fața vitrinei și le admir. Ador rochile de mireasă. Și pe cele care fac rochii de mireasă. Designerele sau cum să numesc designerițele astea. Ai fost îmbrăcată mireasă? Da, vai cum. Îmi pare rău că nu ți-am adus niște poze. Uite, dacă știam. Și că așa mi-am dorit eu. Am găsit, am luat de Dumnezeu să o odihnească, mi-am luat rochie de la doamna Zina, de la Casa Venus de acolo, de la ea, unde o avea ea lângă magazinul Victoria. Scuze, dau prea multe astea. Mă rog. E bine, e bine. Așa, da. Păi nu mai e săraca doamna Zina, îmi pare rău. Și era o rochiță albă, simplă. N-am vrut de aia cu trenă sau de prințesă, sirenă, nu. Nu, eu mi-am ales-o. Eu mi-am ales ce am vrut eu. Mama a mers cu mine și m-a lăsat să-mi aleg ce... Și cu niște floricele roz, așa, niște un fel de flori de cireș, înțeleg, primăvara, așa, înțeleg, aruncate, așa, înțeleg, nu multe sau aia. Și mi-am dorit foarte mult și eu și Nașa am avut buchet de flori de câmp. Asta mi-am dorit eu la nunta mea și eu asta am avut. Ce frumos! La ce vârstă ai devenit mireasă, Mari? Păi am fost cam tânără. Cam 40 de ani cu bărbatul meu. 40 de ani, nu-mi vine să cred. Eram tânără, 20 de ani. 20 de ani. El a terminat armata și după aia ne-am căsătorit. Cum l-ai cunoscut? Stai ca să-ți spui că noi ne-am depus odată actele și n-au știut ai noștri. Deci a fost iubire pe ascuns. Ce vorbești, Romeo și Julieta? Ce vorbești? Hai că mă simt cu tine, parcă suntem la o cafea la mine acasă. Înțelegi, îți spun tot ce vrei. Că am avut o copilărie și o adolescență frumoasă, să știi. Și oameni frumoși am întâlnit în viața mea. Și oameni excelenți, extraordinari, de la care am avut ce învăța. Superbi oameni. Așa mi-a dat Dumnezeu. Și îi mulțumesc mult pentru asta. Deci cum l-ai cunoscut pe Adrian? Baba, da. Cum? Opa, Adrian, opa. Băbița al nostru. Din numele, cum îl cheamă pe Adrian. Nu că toată lumea zice Băbiță. Așa i-a zis soacră mea. Băbiță și Buburuză. Că ești frumos, da. Că ești frumos, mamă, ca o bobiță. Și așa i-a rămas numele, săracul Bobiță. Edita mai Bulășganu de 2 metri și îi se spune Bobiță. Asta e, alintă, așa îl alintăm. L-a alintat mama lui, așa l-am alintat și eu. Înainte, oamenii erau mai civilizați ca acum. Adică nu ne duceam în cluburi noaptea să bem, să ne bata, să nebunii, să fumăm, să nu exista așa ceva. Existau cluburi ale tineretului, de pionieri, de așa frumos, în care te duceai și erau tot felul de cercuri din astea. Cercul de teatru, cerc de literatură, cerc de muzică, cerc de balet, înțelegi? Am fost și la Palatul Pionierilor, la balet și la muzică ușoară. Cum să nu? Și la cinematografie am fost. Era și cerc, aveau cerc de cinematografie. Și a venit atunci, era un drăgostit. Ai că dau dintr-una tata, păi așa stau până la Revelion cu tine de vorbă. Pentru că voi vedeți, mă, asta nu înțelegeți voi oamenii. Că unii să iau de Florin Piersică, mamă, că vorbește și asta ca Florin Piersică, nu știu ce. Da, frate, pentru că noi și mai ales noi actorii, pentru că întâlnim atât de multă lume în viața noastră și pentru că lucrurile sunt fantastice, lucrurile pe care le facem, oamenii pe care îi întâlnim sunt frumoși, problemele care le avem în viață și mai ales și astea chiar de actorie sunt atât de frumoase, problemele colegilor, viețile lor sunt atât de frumoase, la filmări sunt momente atât de frumoase, n-am un moment ca să zic bă, nu mi-a plăcut și mie momentul ăla sau mi s-a întâmplat o chestie. Ei, ce să vezi? Nu mi s-a întâmplat nimic niciodată. Na. Înțelegi? Nu mi s-a scrintit piciorul. Am făcut și cascadorie. M-am dat și cu capul de... Păi ajunge mare și la cascadorie, dar trebuie să ne spui cum l-ai cunoscut. A, de bărbatul meu. Tu ai ce-i cu bărbatul meu. Ți-l dau acasă și să-l invit pe el, să-l spună el. Și m-am dus la un club din ăsta, că era club. Eu eram ca furnica cu chitara. Mi-a plăcut chitara, muzica. Deci, pasiunea vieții mele a rămas și va rămâne veci muzica. Înțelegi? Și eu eram cu chitara în spate. Îl iubeam și îl iubesc enorm pe Tudor Gheorghe. Mi-a fost baci până la adânci bătrânețe și în vapii. Tudor Gheorghe, tot folcul, Adrian Păunescu cu tot folcul împreună. Eram nelipsită la 14 ani. Mă duceam la sala Palatului, mă duceam la circ.
unde erau festivalurile de muzică, de folk, de asta, de Cenaclu Flacăra, acolo eram eu. Și m-am dus și eu la un club din ăsta, în centru lângă mine, unde stăteam eu. La un club din ăsta de muzică. Se făcea de fapt că eu mă duceam și la literatură și la muzică, că îmi plăcea. Nu-mi plăcea să stau acasă, n-aveam, simțeam nevoia să fac ceva. Eu așa, cum eram eu, copil fiind, știi? Și eu cu chitara în spate, nu știu ce, m-am dus la club, aici. Am terminat liceu, terminase liceu, acum eram educatoare la grădiniță, creșteam copii, copilași, era bine. Și când mă duc, vine și nenea Bobiță. Zis nenea Bobiță, adevăratul Adrian. Adevăratul Adrian, de care spui tu. El ținea acolo, să țineau și serate de astea de discotecă, adică dacă dădea mama voie, te duceai la serate de discotecă și dansai. Înțelegi acolo? Înțelegi pe Bonnie M, pe alea erau înainte când eram noi fete mari. Și el era DJ din ăsta, DJ-ochii de ăsta, cum zice, punea muzică. Și lui îi plăcea, că și cumnată mea, Dumnezeu să o odinească, săraca, a cântat în Catena. Ea fiind pictoriță. A luat Nicolae Grigorescu cu 10. Wow. O pictoriță nemaipomenită, da, îmi pare rău de ea că a plecat. Asta e. A plecat înainte de pandemie. Bine că nu ne-a prins cu pandemia, cu Doamne, nici nu mai știu ce să mai zic. Ce e bine și ce e rău, asta e viața. Și el mă vede, înțelegi, eram acolo cu toți băieții, cu fete, cu gașca lor de acolo, de la club, de aici, așa. Și el îi spune unui prieten de acolo. Eu nu știam, dar abia venisem acolo. Deci nu v-ați intersectat vizual, să zici că a fost dragoste la prima vedere? Nu, el era acolo, cum e el, operatorul, cu noi, aici. Înțelegi? Era un băiat, cum erau toți ceilalți. Și ăsta i-a spus unui prieten. Ei, gașca lor era mai veche, mai să știau mai de mult, erau prietenii mari între ei. Și el se duce și îi spune unui prieten. Zice, mamă, zice, ce îmi place. Zice, ea îmi place de ea mult. Deodată așa. Și era un băiat care se ocupa de... El avea grijă de copii, de, mă rog, copii. Bine, eram niște copii atunci, la 18 ani, nu pot să spui că eram nici matur, nici... Na. Dar el se ocupa de toate cercurile astea în care mergeam noi. Și era ziua lui, de Sfântul Ion. N-am să uit, vezi că sunt niște momente. Și ne invita la ziua lui, de Sfântul Ion. Și uite că a venit și neantu Bobiță, înțelegi, de Sfântul Ion. Și a venit așa, dar știi, asta mi-a plăcut, adică n-a fost din ăsta agresiv sau să facă un mișto din ăsta de prost gust sau penibil de ăsta, nu. A venit lângă mine, am vorbit normal, tu unde stai? Păi eu stau la turn și tu unde? Păi eu în Piața Unirii. Aolo! Zic, ia uite, păi da, eu vă turnul de la mine, de în balcon, ce ai? Eu vă bloc cu turn, n-am știut că suntem atât de aproape unul de altul. Înțelegi? După 20 de ani îți dai seama. Care eu mergeam, dar eu mă duceam mai mult spre partea asta, unde e Palatul Telefoanelor, pe Calea Victoriei. Acolo mă duceam să plătesc telefonul, mă trimitea mama, cam pe acolo mă plimbam eu. Înțelegi? Păi el zice și, uite, dacă tot stăm așa de aproape, nu vrei să ne vedem? Și ne-am dat numărul de telefon. Am zis, da, bă, e vecin, stăm și noi acolo de vorbă, de prietenie, să ne asta. Și într-o dată așa, ia uite, mi-a plăcut despre el. De ce? Dacă o să mă întreb, ce ți-a plăcut la el? Nu? Da. O să mă întreb asta. De ce te-ai oprit la el? De ce m-am oprit Trebuia la el? Trebuia să nu mai cheme moderator în emisiunea, da, de azi. Da, păi nini, nu mai e nevoie. Tu stai liniștită că eu îți povestesc toată viața. Okay. Păi ce-am zis, stăm până la Crăciun, nu e o problemă, voi filmați și tăiați ce vreți voi. Ce am vrut să zic? Tăi că am uitat, tăi că tanti Roza acum sunt bătrână. Ce ți-a plăcut la el? Ce mi-a plăcut la el? Da, știi de ce mi-a plăcut de el? Tot așa că era, am găsit ceva, vezi, întotdeauna, mai ales cred că fetele, găsesc în prieteni, soții în asta, ceva de la tatăl, de la tatăl lor, dacă n-a fost un părinte rău, înțelegi, cum a fost tata blând, așa era și el, blândețea lui tata, am găsit-o în el. Și aia mi-a plăcut. Nu mi-au plăcut ăștia care să dau periculoși. Mari, ce anume? Periculoși. Da, da. Știi că sunt unele fete cărora ăștia le plac, știi? Ăștia mai
Mai Jimmy, Colorado, Bambino, Zodino. Ba, Iliada nu-l ține mult. Ce? Mă, nu, dacă lor le place așa, treaba lor. Sunt fete și le plac băieții ăștia, genul ăsta. Nu, pe mine ăsta mi-a plăcut. Am zis, nene, pe ăsta-l vreau. Și după ce v-ați cunoscut, la cât timp v-ați și luat? La un an. La fix un an. Cum te-a cerut? Nu mai țin minte. Știu că mi-a luat un inel chinezesc. Atâta țin minte, dar îmi pare rău că era cu un... Știu exact cum era inelul, dar l-am pierdut dacă m-am mutat de acolo de unde am stat. Nu știu, l-am pierdut și îmi pare atât de rău pentru că am zis că... Așa, eu țin foarte mult la amintiri și la astea. Țin foarte mult. La, cum îi zice, la o bijuterie dacă o primesc. Au valoare sentimentală, da, pentru tine. Da, la tot ce are. Un ursuleț de pluș, dacă îl primesc, înțelegi? Eu îl țin acolo și îl țin toată viața. Că știu că e de la tine, sau înțelegi? Alea le țin. Și era cu chinezesc, cu o biluță care se îmbârtea albastră. Deci n-am să uit toată viața. Dar a căzut biluța aia de la el. Și de atunci nu mai știu, nu m-am dus să-l repar. A căzut biluța, dar a rămas inima și dragostea care dă inuie după atâția ani între voi mari. Care e rețeta aceasta a supraviețuirii unei relații atâta timp? Habar n-am. Nu cred că e o rețetă. Știi, se zice în popor, pisică, e vorba de noroc. Dacă poți numi și asta noroc. E de probabil, cum spun astrologii ăștia, numerologii ăștia, cum se pun ceacrele, astrele, luna, cum ei, cum... Ați avut și momente de cumpănă în căsnicie mari. Cam ce părere îți faci? Deci ai făcut compromisuri pentru asta. Ce părere ai că așa cine vine și spune, mamă, că e numai miere și lapte, ba, eu cu bărbatul meu. Dar nu m-am certat, dragă, de 30 de ani de zile, pardon. Hai, lasă. Du-te și cântă la altă mată. Crezi că în fiecare căsnicie există și infidelitate din partea partenerului de viață? Eu știu, bărbatul, poate și femeia. Eu cred, nu știu, sunt diferite situații și situații. Viața e foarte ciudată, știi? Apropo că mi-a rămas în cap că ai zis de mine că sunt ciudată. Da, într-adevăr, să știi. Omul chiar, el înșiși e o ființă ciudată, înțelegi? Pentru că astăzi putem să avem o stare, înțelegi? Și mâine putem și depinde cum ți le conduci. Depinde cum îți conduci tu energia asta, mamă, că începem cu energii, cu filozofii de-astea. Dar există o energie a fiecărui om interioară, înțelegi? Care îți spune, sau o voce, sau nu știu, cineva, care îți spune... Bă, vezi, azi n-ai chef să faci ciorbă. Azi n-ai chef să ridici o scamă sau să schimbi o scrumieră de aici aici, o ceașcă de aici aici. Povestesc frumos, nu așa? Vezi pe dacă sunt educatoare. Aoleu, stimatele spectatori. Și asta spuneam. Că există o energie a omului, înțelegi? Și la un moment dat nu să mai... Oricât l-ai iubi pe jumătatea respectivă, femeie sau bărbat, cum e situația, înțelegi? Pe bărbatii tu, să zicem, înțelegi? Oricât l-ai iubi de mult, dacă sunteți împreună, deci v-ați plăcut, nu? V-ați iubit, că nu v-a apucat să faceți copii și mai ales v-ați și copii. Deci eu pentru copii, nenică, deci până aici. Deci până aici, până la copii. Deci la mine, până la copii. Deci... restul ți-am rupt gâtul. Deci până la copii. Atât. În rest poți să te duci unde vrei, la Boema, unde vrei tu, înțelegi? La Răzvan Sucitu, la Răsucitu, la unde vrei tu, treaba ta, e problema ta, până aici. Deci, că în rest, după aia ți-am rupt gâtul și am terminat. Adică ce-am avut și ce-am pierdut. Copiii n-au nicio vină să facă chestia. Categoric. Așa văd eu. Eu n-am copii. Dar cred că de-aia nici nu mi-a dat Dumnezeu. Eu cred că da, nu mi-a dat Dumnezeu. N-ar fi funcționat căsnicia pentru că ai fi fost mult prea apro pentru copii. Nu, da. Deci eu am spus și acum, lui Neantu Bobiță de 2 metri. Zic, cât ești tu de 2 metri? Te făceam, știi cum se pisează usturoiul?
așa te făceam pe tine. Uite-te la mine, cât sunt eu așa micuță de 1,5 m. Nu, pentru copii, nu. Dar ți-ai dorit copii și mari. Mi-am dorit. Mi-am dorit, dar știi de ce? Probabil că sunt lașă, hai că a intrat într-una în alta, n-am apucat să-ți termin totul. Mă rog, nu cred că e o lașitate. E și o frică. Înainte, pe vremea mea, cum eram înainte, așa vremurile, nu era medicina așa de dezvoltată. Și am avut parte de niște doctori care săracii, eu știu că doctorii săracii sunt puțin duși cu sorcova din cauza că învață foarte mult și am tot respectul pentru ei, dar eu am dat peste de ăștia. Dar mai ales când să faci un copil și pe corpul meu, nu îmi place să faci experiențe. Și mi-a propus un domn doctor, foarte, deci extraordinar de deștept. Nu știam nici să stau pe masa aia ginecologică. Am fost la ginecologie să văd, bă frate, ce-i cu mine, nu se bat. Și mama făcea să nu faci copii, că ții nec. Bine, la glumă, înțelegi? Adică că ne-a avut pe noi două și... I-a scos pe real cum era... Da. Păi știa că pe ea cade greu, că ea o să ne ajute, că pe cine să ne ajute, n-ave ce. Și mi-a zis domnul doctor că se iau niște de-astea, erau fiole, înțelegi? Și dacă a treia zi mi-e rău, să nu le mai iau. Zic, ce ai făcut, tătic? Ce ai făcut, bobiță? Știi, vorba aia. Practic n-a fost o explicație pertinentă ceea ce dumnealui sau dumnealor unde ai fost. Mi-a zis că dacă, așa, și după aia m-am dus la o doamnă doctor. Și zice, ai dragă, ușor. Așa mi-a zis. Ce a însemnat asta, n-am să știu niciodată. Dar dânsa vroia, da, era o femeie de asta așa de drăguță, expansivă și... Asta zicea, e ușor, dar în capul meu, ce-o fi aia, tanti, explică că nu știu. Păi așa începuse și iubita mea de doctoriță care m-a tăiat pe inimă. Zice, știi că sistola și cu extra sistola, măi femeie, hei, al, dă scrisul mai jos, ești nebun, am față de academician de medicină, am studii în medicină, scrie pe fața mea, zic, ce ai, am altă meserie. Dă jos că dacă-ți vine cu analeana din vârful muntelui, știi aia ce extra sistola. Și zice, dacă n-a fost problema de sănătate la tine, Mari? În a face copii? Păi n-auzi, stai să-ți spui că ai dreptate tu. Pentru că doamna asta doctoră mi-a propus ca să mă interneze. Și zic, nu tăticu, m-am speriat mă fiind și tânără atunci. Zic, doamne ce... Și știi de ce m-am speriat? Pentru că eu fiind educatoare și am trăit mai între femei, am avut o colegă care săraca, nu știu ce injecții i-au făcut acolo. Habar n-am că nu-s doctoriță să știu eu. Înțelegi? Ce i-au făcut pe vremea aia, băi, era rău săraca, bă, și era educatoare. Era cu 30 de copii la clasă, că mai ajutam și noi. Deci, tu nu știi ce vremuri am dus noi ca educatoare. Mie nu-mi părea rău, pentru că iubeam copiii, nu m-au deranjat asta, că erau mulți. Dar era foarte greu. Înțelegi? Și săraca stătea cu capul, uite așa, era rău. A făcut o fetiță până la urmă, că și-a dorit și am zis, să mă duc eu în spital, să stau să... Să mi se facă rău mie, pe stradă, pe asta, ca să fac un copil. Nu, și-am zis. Da, exact cum ai spus, poate teama puțin. Doamne, pupați aștălpile, păi m-am speriat, normal, ți-a spus tânără. Na. Și-am zis, stai frate, că o fi. Doctorul mi-a zis, zice, păi poate n-o fi soțul, vă împăcați bine cu soțul. Bă, mă luase. Deci eu eram tânără, fii atentă. Știi cum arăta domnul doctor ăsta? Știi povestea scufița roșie, că doar le-o spui la ai tăi. Era exact lupul din scufița roșie. Pe cuvântul meu, ți-a spus un doctor super deștept. De ce ai ochii atât de mari? Avea ochelarii atât de mari, deci făcea ochii mari, chelios aici așa, și cu niște urechi mari, dar zicei că-i lupul tu. Ca să te audă mai bine. Ca să mă audă mai bine. Zic, doamne, ia uite, el mă întreabă de bărbat. Zic, da, doamne, n-am nimic cu bărbatul meu. Zic, e ok, n-am nicio treabă. Că să schimbăm. Ăsta, partenerul. Ala. Zic, cum așa să faci acum? Schimb partenerul? Păi zice, pui tot în grădina lui e. Băi, du-te de aici. Tatili, hello, lupule. Ia du-te tu la scufița roșie, la bunica și mănâncă-o pe bunica și mai bine după aia să mai discutăm. Cred că ți-e foame, prea rău. Înțeleg? Auzi, că să...
E frumos așa? Nu. Aia? Mai ales că tu ai fost credincioasă, dar și așa cum ai spus, ți-ai dorit familie foarte mult. Păi de aia eu nici n-am putut să înfiez. Chiar aseară vorbeam cu o prietenă. Dar ai încercat să înfiezi, Mari? Și am spus, am încercat, dar am zis că iese sânge. Adică de ce? Eu fiind și educatoare, am zis că dacă mă duc la casa de copii, eu de acolo nu plec fără copil. Deci le omor pe alea. Nu o stau la discuții. Eu nu plec fără copil. Nu mă interesați pe bine hârțogăria voastră și birocrația voastră. Înțelegi? Nu, frățioare. De ce? Că mă duc la surprize. Cred că nu e o problemă că spun asta, nu? Așa. La care e o, asta care a fost și asta. Înțelegi? A fost la sufletul meu. Și era o doamnă zi. Translator. Translator iubire, da. Că făcea din spaniolă în românește, nu știu ce. O femeie foarte liniștită, drăguță, așa. Și în pauze, mai am stat cu ea de vorbă, stăteam cu ea însă de vorbă. Și zice, nu, că am văzut gândul să nu aveți copii, că zice, uitați, eu am doi băieței la care mă duc eu, la o casă de-asta de orfelinat, la Cașin, lângă Biserica Cașin. Biserica Cașin, mă rog, așa se zice. Și zice, și băiatul la care mă duc eu, zice, are 3 ani, e blonduț și îl cheamă Adrian. Deci Adrian și blonduț, ca bărbatul meu, știi? Și zice, n-ați vrea să-l vedeți? Și zic, doamnă, stați puțin așa, că eu nu sunt singură pe lume. Zic, nu știu, zic, să-l întreb pe bărbatul meu, să vorbesc și cu el. Și vin acasă seara și îi spun lui bărbatul. Zic, mamă, uite așa, e un copil, zic, e un băiețel cu prietenul lui. Eu am întrebat-o pe doamnă, dar de ce nu le-i mata? Că nici ea n-avea copii. Nu era căsătorită, săraca, era cam o domnișoară de aia bătrână. Înțelegi? Zice, păi nu pot, doamna Marina, că eu am pe mama și e bolnavă și trebuie să am grijă de ea și nu pot să-mi permit să am răspunderea unui copil. Ok, baby. Ce, dar poate vreți dumneavoastră, că e un copil atât de bun, înțelegi? Și îi vin acasă și îi spun lui al meu. Zic, ia uite, pisi, zic, uite așa, doamna de la surprize, translatora, uite, are un băiețel, le cheamă Adrian ca pe tine și e blond ca și tine. Zic, te pomenești cu o semana și cu tine. Asta ar fi culmea lui Dumnezeu, adică, înțelegi, să fie asta. Și el, gata, zice, trebuie să ne mutăm, să luăm apartament cu 3 camere, ca să aibă copilul camera lui. Stai, nebunule, la cap care ești tu nebun, stai că nu m-am dus să-l iau. Mi-a zis femeia de capac divers. Zic, stai că nu mă duc să iau un cățel sau o pisică sau o jucărie de pluș. E un copil. Tu îți dai seama ce înseamnă o răspunderea unui copil, frate. Înțelegi? Păi, zice, bine, cum? Dar era foarte entuziasmat. Gata, a doua zi el s-a mutat. Ca să-i facem cameră copilului. Înțelegi? Hai, tăticule, că nu e așa. N-aș fi putut. Am stat mult și m-am gândit. Mult, enorm. Îți dai seama dacă am lucrat 13 ani cu copii, deci n-aveam cum. Și zic, n-aș putea, am tot respectul, toată dragostea și pălăria jos în fața celor care au luat. A, vară mea a luat o fetiță, bă, și seamănă cu ea leită. Bă, zici că ea a făcut-o. A luat trăsăturile, da. Da. Și uite ce mă sună și mă iubește și mă pupă și vorbim prin Facebook și asta, mă. Deci mă rupe, n-am putut. Uite, Teo Trandafir, Elena Cârstea, la fel, a luat asta. Nu pot pisi. Nu pot. Deci, cred că n-aș putea să-i fac nici așa. Că știu că nu-i copilul meu. N-aș putea să, sau măcar să-l cer, să zic, mă, dar pune paharul ăla pe asta. Sau dar poate, Mare, te-ai gândit că ți-ai făcut și tu multe mustrări de conștiință din dorința aceea de protecție sau avea tu un copil și să-l tratezi cu atâta interes și poate să-i dai în cap, cum ai zis, soțul numai ca să fie bine copilul. Poate ți-ai pus niște bariere, așa. Nu, deci psihic nu puteam. Înțelegi? Psihic n-am putut. N-am putut, adică am zis, Doamne, dacă mi-l dai să fie al meu... Că tu te atașezi foarte repede dacă... de oameni și iubești omul în natura lui. Păi da, păi asta mică, Sara, da? Că o știm. Tu ce crezi? Prima dată când am multe întâmplări cu copii, mai ales cu copii, să lipesc de mine copiii, dar n-ai să vezi, parcă am dulceață pe mine. Da,
Matias, asta al tău, normal. Ai văzut ce dragoste a fost în prima, n-am avut nicio treabă. I-am pus pătura pe jos, jucărele, ia tatele. Pe copilul trebuie să-l zgârmâi, știi? Și preia energie. Să-l mănânce mămica, dă o brasă. Aoleu, atunci copilul te urăște cel mai tare. Păi, dar a venit și Sara, când a venit prima dată la noi, eu eram în bucătărie, nu știu ce, pregăteam să le duc băieților niște băuturi în bucătărie și a venit la mine, zice, eu te iubesc. Fără să ai o interacțiune prea... Bă, nimic. Deci, bă, de-abia veniseră, mă. Deci, îți dai seama. Deci, îți dai seama, știi cum mi s-a făcut mie sufletul? Ai văzut în desene animate Tom și Jerry? Când face ăla... Îi bătea inima în gât. Așa, ca un trăznet, așa mi s-a făcut sufletul. Înțeles, să vină un copil să spună, eu te iubesc. Și mai am un prieten, Marinete, care are o fetiță, gata, o cheamă, și a venit cu ea tot așa. Am văzut-o după ce a născut-o, maică s-a adormea. Mi-a venit să plâng, am zis, Doamne, ia uite-o, frate, nu deranja copilul, lasă-l. S-a făcut mai mare, gata, a mea, 3 ani. Și vine cu ea la mine. Și nu ne cunoșteam. Și eu n-am luat-o. Vai, ce face, gata, niu, mânele, mămica, a venit acasă de bupe, mamă. Dar nu, am lăsat-o în pace. Nu. Ce vrei să te joci? Da, ok. A luat pernele, că eu am la canapea, am perne. Și le plac copiilor pernele alea. Și le-a luat, s-a uitat la televizor acolo, nu știu ce. Asta te uită, m-a mușinat așa ca un cățel, înțelegi? Exact ca un cățel din ăla, eu am lăsat-o. Și le-am făcut la ăștia, să fiți atenți la ea. M-a mușinat, a venit pe spatele meu, că l-are pe mine, că să mă pieptene, că ce păr frumos am. Încerca să interacționeze deja cu tine. Da, aveam păr mai lung și îi plăcea ei părul lung. Și nu ne poate mi-i place părul lung, de când era mică, părul lung. Înțelegi? Și asta te-a m-a pieptănat, că vrei să te pieptăn, da, vreau. Zic, și fă-mi și o codiță. Vrei să-ți fac? Da. Hai, fă-mi acolo, fii coafeza mea. Am lăsat-o în pace, m-a călărit acolo. Tasu, dă-te mă jos după Marilena, o călărește acolo, nu vreau. N-a vrut ea acolo, nu știu ce, a stat ea să mă frece. Și a stat ea, s-a jucat pe lângă mine. Păi știi că eu cu tare și eu cu tare. Și a venit pe acolo că să-i dau. Ia da ce, mamă, ia ce vrei, joacă-te cu toate, nu știu ce. Hai să plece. Băi, Mari, gata, hai că plecăm și noi, că trebuie să facem baie lui asta mică. Nu știu ce să face seara. La care a gata, cică. Eu nu mai vin la voi, eu nu mai sunt fata voastră, rămân aici la Marilena. Ba, au rămas amândoi, s-au uitat unul la altul, știi? Zice, treci, dar și tu le faci și toate poftele copiilor. Bă, dar nu sunt de aia. Hai să-ți dea mămica apă. Dar nu vrei niște supică. Dar să-ți dea mămica un biscuițel. Deci nu vrei copilul. Dacă tu vrea copilul, înțelegi? Că m-a mai sunat o prietenă comună care se numește Bubu. Înțelegi? Și fetița are aproape 9 luni. Da? Are 9 luni. Aproape un an. Și ne-am văzut prin Skype. Că ne vedem prin Skype. Și ai mă, mamă, mă, o certa pe aia, cine să înțeleagă un copil de 9 luni care nici nu știe ce e cu el pe pământ, înțelegi? Că uite că ne vede Bubu acum. Zic, măi femeie, lasă copil, vreau să-i dea să mănânce, mă. Și i-a făcut banană cu biscuite. Băi nu, că să-ți facă mămica banană cu măr, că să-ți facă mămica biscuite cu altceva. Mă, și aia nu vroia, fata, nu vrea, bea. Mă, las-o, mă, nu-i mă forța, mă, las-o, mă, în pacea ei acolo, las-o pe covor, avea o păturică cu jucărelele ei, zic, ia las-o tu acolo, în lumea ei, cu jucăriile ei, să vezi ce copil cu minte e, ce ai căjunat pe bietul copil. Și a lăsat-o acolo și am vorbit cu el, noi două, am vorbit liniștite. Mari, hai să vorbim puțin și despre profesie. Zi. Cum ai ales profesia? Sau nu ți-am spus eu că stăm până la Crăciun. Băieți, mă ajungeți și voi o pizza ceva, vă rog, frumos, cafea. Cam de discutat cu fata asta. E lungă treaba. Înțelegi? Nu, o carte n-am să scriu, să știi. Nu, că am văzut și respect pe ăștia care scriu și asta, dar am zis, nu știu, eu am o filozofie a mea mai profundă, mai adâncă. Cine interesează? Pă cine interesează? Că te uită. Te uită lumea. Înțelegi? Dar eu mă bucur. Eu mă bucur acum cât trăiesc. Pardon că deși n-am apărut de mult. Lumea, fiind cu mască, mă duc și eu la piață ca tot omul, că trebuie să mănânc, nu trebuie să mă duc la piață. Măi, te recunosc. Femeile mă iau în brațe, mă, și mă recunosc, mă.
Deci cu mască. Că eu care credeam, zic, a, nu mai mă recunoaște nimeni acum. Înțeleg, nici n-am mai apărut de mult. A, nu știu dar ce. N-ai mai apărut pentru că n-ai mai vrut tu? Nu. Pentru că n-au mai vrut ei. Nu știu de ce. Au fost momente în viața ta în care erai pe culmile succesului. Ai fost dezamăgită ulterior? Ai simțit că poate ești dată la o parte? Nu, nu, nu. Mi-am dat seama că așa e traseul și că așa trebuie să fie. Și de-aia nu m-am supărat, nu m-am dat la o parte. Mă, pisi, tu trebuie să înțelegi că fiecare om, că ce am eu, nu-mi ia nimeni. Ce ai tu, nu-ți ia nimeni. Ai înțeles? E loc sub cerul liber pentru toată lumea. E loc sub cer, că Dumnezeu e mare, vezi, asta nu înțelegem noi. Iar dezamăgiri ai de la oameni, că Dumnezeu a dat și rău și binele. Și trebuie să-l iei așa cum este. Asta am spus și eu lui Dumnezeu. Doamne, dacă tu vrei, probabil că așa ai vrut tu. Și cu operația de inimă, iarăși a fost o lecție care m-a pus foarte mult pe gânduri. Schopenhauer și Nietzsche sunt ăștia așa, doi lei. Dar ai simțit că ai mai multă putere sau ai fost Nu, am întărită? Simțit că am dat mâna cu moartea și am simțit nemurirea și am simțit efemerul vieții. Că suntem pe pământ ca furnicuța aia, înțeles? Sau ca gâzele alea bețive de vin, ai văzut? Care alea, pac, mor singure, pac. Așa suntem și noi. Dar ai simțit că a fost Dumnezeu lângă tine atunci? Dar eu îl simt mereu și am semne de la el. Ți-e frică de moarte? Da. Rău. De ce? Rău. Pentru că nu știu ce e dincolo. Pentru că nu știu ce e dincolo. Și parcă totuși îmi place viața, deși am avut, cum spui tu, și sunt, și atâtea din astea, n-ai ce să faci, pisi, întâlnești... Palmele vieții. Ce? Palmele vieții. Nu sunt palme, sunt lecții. Nu sunt palme, iubirea mea. Sunt lecții, ele așa cum sunt ele. Hai că eu am uitat că suntem la televiziune. Mă scuzați, să stau frumos acum, să vorbim frumos. Că, da, e vorba despre viață, fraților. Asta e viața. Viața începe, continuă. Și tot așa se termină. Și se termină. Și pentru ce? Și atunci pentru ce să mă supăr eu că nu s-a dus cu o femeie? Du-te dacă atâta ți-e mintea. Mă refer la viață, la dezamăgiri sau la prieteni. Că un prieten n-a mai vrut să mai fie sau m-a dezamăgit. S-a purtat într-un fel sau mi-a făcut niște lucruri sau m-a uitat. Efectiv. Și chiar dacă tu nu ai făcut. Și telefonul n-a mai sunat. Înțelegi? Nu, eu n-am făcut nimic. N-am luat niciodată bărbatul niciunei femei. Înțelegi? N-am luat locul niciunui om. N-am luat banii nimănui. N-am fost. Ai mei n-au fost. Adică vezi, asta e că ce înveți și de la părinți și cu ce te educi și tu. Ce făceam pisii dacă aveam bani? Ce făceam? Îți dădeam ție bani și nu mai făceam operație la inimă? Tot Marinela Chelaru era. Sau lui doctor, tot Marinela Chelaru era. Ai înțeles? Dar Dumnezeu mi-a zis, ia stai tu cu minte, frate. Poate tu ai nevoie? Nu, eu nu știu ce-mi zice el. Zic eu, așa, bănuiesc eu. Înțelegi? Cum îl simt eu. Înțelegi? Și ce-o fi zis? Bă, ia stai tu cu minte așa, că ai muncit și tu destul ca proasta. Ia mai stai și tu, că ai și tu nevoie de relax, de... Să te simți bine, de oameni mai aproape, să vezi și tu cine sunt oamenii. Deși știam, nu era nevoie. Înțelegi? Că prietenii singuri vin și singuri pleacă. Ai înțeles? Nu stau să mă rog de tine să își cer eu prietenia, să intru cu bocancii în viața ta. Aolo, dar ce faci? Dar ce ai mâncat la prânz? Dar unde ai fost, dragă? Da, cu tare, dar soacră ta ce face? Sau aia? Nu sunt genul ăsta pisi. Vrei să vii la mine, stăm de vorbă. Despre viață, despre lucruri, despre tot ce vrei tu. Ai evitat elegant discuția despre profesie, Mari. A, nu, nu, iubirea mea, nu, nu. A fost o, iarăși o chestie ciudată. Ți-am spus, ai zis un cuvânt mare la început. Că ești un om ciudat. Am și zâmbit, da. Știi de ce? Sunt un om ciudat și prin întâmplările ciudate care mi s-au întâmplat. Pentru că viața mi s-a schimbat. Eu cred că toți avem ciudățeniile noastre. Bănuiesc că da, de unde să știu viața la toți oamenii? Bănuiesc că da. Dar trebuie să te pregătești în viață, adică în sensul, da, Doamne, uite, da, Doamne, mi-ai zis, eu eram la Mihail Arunceanu, Dumnezeu să o odihnească, la Școala Populară de Artă. Băi, pisi, tu înțelegi că am făcut la femeia asta 6 ani de zile am fost. De la ora 2 după amiază, după ce terminam munca, până la 8 seara, eu nu mă mișcam de pe scaun de la ea de acolo. Pot să întreb, că am colegi, Silvia Dumitrescu, mulți, mulți, nu vin acum în cap. Care mă știu,
Deci eu nu mă mișcam de la 2 până la 8 seara. Eu și cu Cătălin Crișan, săracu. Când îl vedeai, el n-a fost cu mine, n-a fost cu mine în clasă, a fost la altă profesoară, dar Cătălin era, când îl vedeai, el era la pian jos acolo la Școala Populară de Artă și cânta la pian. Înțelegi el cânta acolo? Mare albastră, ale lui. Înțelegi? Viața lui și asta, bă, a cântat, e Cătălin Crișan. E, înțelegi? Adică oameni frumoși și asta. Și a fost cu muzica. Și o colegă în clasă acolo, că e multă povestit, de-aia spun că n-am cum să-ți povestesc așa, bă, a fost așa, s-a întâmplat așa, m-am dus acolo, s-a întâmplat așa. Nu! Am fost la Școala Populară, dar era o colegă cu mine acolo în clasă. Eu cum sunt expansivă și vorbesc cu toată lumea, iubesc omul și nu știu ce, fata asta zice, măi, Marilena, știi, eu sunt la cercul de teatru, apropo de cercurile care spuneam eu, la ansamblu UTC. Că era UTC înainte cu Pionier, cu UTC, când era meu tânără. Și ea zice, nu vrei să vii la noi la teatru? Și du-te, fată, dar ce ia cu teatru tău, că a râs și ea de la institut, când ala la institut, le-am povestit asta, știi? Că m-au întrebat și ei. Și eu nu mi-am dat seama, înțelegi? Și zic, Doamne, zic, uite ce, cum spun eu în gura leului, eu spun de asta, du-te, fată, cu teatru tău în pace. N-aveam, eu aveam cu muzica. Păi eu știam ce mănâncă dimineața la prânz și seara Adrian Daminescu, Cotabiță, toți ăștia, că eram acolo, frate, pe felie, să știu tot, iubeam, le cântam cântecele. Mă duceam la Moculescu acasă, să-i dea Dumnezeu sănătate, că-l iubesc, înțeleg, îi luam piesele și le cântam, ce vorbești, era nenorocire ce eram acolo. Dacă 6 ani am stat, că 3 ani dura școala, dar eu m-am dus 6, că eu am fost mai adrag. Ai vrut să dublezi. Eu am vrut să, n-am vrut să plec de acolo, de la școală, nu vreau să plec. Și îl aveam cu repetitor pe Ionel Tudor, mare pianist, dirijor, la sala radio, la filarmonica radio. Bă, deci, niște eu v-am întâlnit, ți-am spus, în viață am avut parte de oameni super. Tu chiar ești omul care a avut parte de întâlniri miraculoase. Și în actorie, să știi, mai abitir în actorie. Nici nu mi-am dat seama, înțelegi? Și zice fata asta, bă, și se termină și a doua, bă, asta de muzică, că să fac 6 ani, la Runcean, ca era prea mult, înțelegi? Și zic, bă, ia să mă duc, zic, să văd dacă tot fac. Un an de zile s-a rugat fata asta de mine, Luana o cheamă, o fată superbă, și un an de zile s-a rugat de mine, hai la ansamblu UTC. Măi, fată, bine, mă, hai până, hai, că zic, bă, dar mai asta de creier, zic, hai să vin să văd ce faceți acolo. Zic, aia, mă duc și eu și spun, vă, fată, nu-mi place, dacă nu-mi place, nu-mi place. Mamă, și când m-am dus acolo, era o echipă de teatru, tineri, toți, cu Duban, cu George Ivașcu, deci, de când? Ne știm de o viață întreagă, cu toți. Cu, mă rog, așa, și... Mă, să râdeau acolo, știi? Ce-ai de mine aici? Nu, să râdeau ei așa. Să râdeau ei între ei, adică era o atmosferă. Eu ți-am zis că dacă acasă, eu tot așa aveam atmosferă de asta destinsă și era bine. Bă, mi-a plăcut acolo. Zic, păi frate, zic, stai că îmi place. Zic, e frumos aici, îmi place, știi? Zic, băi, tipo, zic, hai că mai vin, știi? Mamă mare, vino că eu te-aș vedea, ei lucrau la opera de 3 parale. Abar n-aveam eu cine era Brecht, cine era opera de 3 parale. Era un musical din ăsta, abar n-aveam. Ce tu vorbești, tu, fată, de Brecht? Cine-i neantul Brecht ăsta? Ce cu opera de 3 parale? Lasă că-i să vezi, Mari, că e o piesă foarte așa și eu te văd pe tine. Ea era foarte pasionată de asta, de teatru. Era îndrăgostită, era terminată după Pintea. Îi plăcea asta, ca să bărfim așa între noi. Înțelegi? Că sunt lucruri de viață. Și era foarte, foarte agățată de teatru. Și eu care eram cu muzica, aveam drumuri paralele, n-o s-a întâmplat. Și m-am dus la asta. Mi-a plăcut așa și așa și așa. Ia uite că muzical, Eugen, cum zice, mă, de la Krypton, așa, ei n-au făcut muzica, că era musical rock, muzica rock. Mihăiescu. Mihail, bravo, iubita mea, deșteaptă casei. Domnul producător. Păi da, că-i deșteptul casei, știam că-i deștept. Înțelegi? Nu-mi place să-mi asum ce nu mi-aparține. Așa, foarte bine, păi știam că iubirea mea e deșteaptă, că de-aia și iubesc. Da, asta, Eugen ăsta, bă, mâncați. Și ne-a făcut, scuzați expresia, ne-a făcut muzica. Asta.
Și rock, și cu dans, și cu muzică, și aia era viața mea, n-aveam nicio treabă. Și eu făceam o de-asta, eram șefa de-asta, șefa cerșetorilor, ca așa era piesa, și cu drink-ul tot timpul în nas și cu bastonul și în cărucior eram, că nu putea să stau în picioare, dă pe atât ce era. Înțeleg? Și m-am jucat eu așa că m-am gândit eu, zic, bă, cum e un om beat, e așa e. Dar singur în capul meu, știi? Intuitivă, bă. Eu și cu Dinică, Dumnezeu să-l odihnească. Că suntem deștepți, mă rog. Și, da. Păi, dacă ți-am spus, dacă s-a schimbat drumul, uite că tu spui de drum, cum să schimbă drumul. Uite așa să schimbă drumul omului în viața, habar n-ai. Și tot trebuie să fii pregătit. Da, Doamne, dacă tu mi-ai dat, ia să vedem. Există vreun rol totuși pe care l-ai visat, Mari, și nu l-ai făcut niciodată? Mă, iubita mea, nu. Ce am făcut, mi-a plăcut că am făcut, stai că dacă tanti Roza a venit la mine, mamă, e vremea că gata, nu mai pot. Mă, bujum, acum, ăsta din Dalega Navalului, cum o cheamă, zi șefule, zi finule, zi Cosmine, cum o cheamă Didina și Cumița, nu? Așa e? Așa e iubirea mea, bravo. E, mi-am dorit să fac Mița și am făcut-o. Și am făcut-o la Buzău. Și a venit, da, și a venit domnul Colceag, Dumnezeu să ne-l țină, că e un om, domn profesor, e un om atât de capul meu, cel mai tare profesor, și a venit la Buzău și zice, bă, zice, eu vă iau la Teatrul Național, că zice, așa de bine, și am făcut cu Puiul, iar am lapsus, un băiat, iarăși, care îl iubesc foarte mult și e la Teatrul Elisabeta, face, el pune piese, așa, mă rog, așa, mi-aduc eu aminte, și cu el am făcut, el a făcut regia. Dacă ar fi să mai trăiești, nu doar o zi, poate o săptămână aici pe pământ, cum ai vrea să petreci această săptămână și ce ți-ai aduce tu cât mai aproape de inimă și de suflet? Să știi că m-am gândit... Printr-un exercițiu de imaginație. M-am gândit. M-am dat multă filozofie aș citi voi. Vezi, acum și zici, păi s-a terminat emisiunea în 2009, nu? Eu m-am gândit, să știi, la asta. M-am gândit. Nu aș aștepta, efectiv. Vreau să stau cu pisii, adică cu bărbatul meu lângă mine. Că știu că el a fost lângă mine. Și într-adevăr mi-am dat seama că mă iubește. Nu neapărat că a fost nevoie de operația asta, dar mi-am dat seama cât însemn eu pentru el și m-a copleșit, că oricum nu luam dacă nu stăteam cu el, dacă nu îmi plăcea sau nu ne înțelegeam bine. Înțelegi? Și aș aștepta lângă el. Și aș încerca să-l îmbărbătez, așa cum l-am îmbărbătat la fiecare operație și am spus, pisii, vezi că oamenii mai și mor. Ai grijă de tine? Și vezi că te aștept. Te aștept. Lângă, la Sfântul Petru, acolo, la ușă, vezi că el știe de mine și el o să te îndrume. Eu te aștept acolo, la el, la ușă. Dacă mă lasă să te aștept lângă el, eu te aștept acolo. Dacă te duci tu înaintea mea, mă aștepți tu. Și ne așteptăm unul pe altul. Și ce vrea Dumnezeu? Ți-am spus, Dumnezeu... Ați fost suflete pereche și sunteți. Probabil că da. Așa să... Te-ai simțit vreodată singură? M-a urmărit? Nu. Nu pot să stau singură. Nu pot, înnebunesc. Asta cred că m-ar înnebuni. Dacă e ceva pe lume, ce m-ar... Nu m-a deranjat nici operația pe inimă, nici tot ce am avut. Dar singurătate nu aș vrea. Aș înnebuni. M-am gândit că, ziceam eu... Boală sigură și lentă. Dacă o să am bani și ea ca becalii, știi? Odată, acum 2 ani, mi-am dorit și eu, l-am rugat pe Dumnezeu să fiu și o becalii. Înțelegi? Adică să am bani. Eu niciodată nu mi-am dorit, n-am blănuri, n-am aur, n-am avut chestii de-astea, înțelegi? Că eram departe dacă îmi doream. Înțelegi? Dar nu, n-am avut chestii de-astea. Am vrut să fiu fericită, să fiu sănătoasă, Dumnezeu mi-a dat. Și al meu e sănătos, asta e bine, e ok, nu e nicio treabă, dar asta n-am vrut singurătate niciodată. Și am zis, frate, eu chiar dacă aș avea bani, dacă îmi zici tu acum, Marinelo, ia cheile de la Casa Poporului. Păi cred că v-ar lua pe tot, iau tot Edno, înțelegi? Îmi iau toate rudele, toți prietenii și îi zic lui aia, tu ce nu ai? Tu vrea cineva o prietenă, nu spui nume, dragă, vrea casă pe pământ. Ia de aici bani și ia-ți casă pe pământ. Tu ce vrei?
Păi prietenul ăsta meu, Marinete, săracul n-are mașină, tot stă să o cărpească, săracul să chinuie cu mașina. Ia da aici, Marinete, mi-ar plăcea să pot să am, dar pentru alții, știi? Nu pentru mine, nu să stau eu în vârf acolo. Nu, nu, dar să fiu să am oameni lângă mine. Nu singură, niciodată. Nu, mor. Atunci o să mor. În încheiere aș vrea să îți imaginezi o urare, dar de data aceasta nu pentru ceilalți, ci să-ți o faci tu. Dați puțin și nu mânați, că suntem în mijloc de vară și mai vin odinioară. Continuă. Urarea să fie pentru tine, Mari. Nu mai vreau nimic. Aș vrea tot așa să-L simt pe Dumnezeu, să fie Dumnezeu lângă mine, să mă ierte și să mă apere și ce vrea El să se întâmple, aia să se întâmple. Că știi cum e, să mai zice o vorbă la noi, la români. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-i ce planuri ai. Înțelegi? Nu, El știe ce să ne dea la fiecare. Și noi trebuie să le luăm așa. Pentru cum le cine ai oprit timpul în loc, mai? Asta nu, chiar nu știu. A, pentru ai mei. Să-i mai ai în viață. Da. Pentru ai mei. Îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea de astăzi. Și eu te apuc și te în care iubesc. Ai povestit cu tot sufletul și sper să ne revedem sănătoși și la fel de frumoși cu sufletul pe buze. Sănătate să fie, asta îmi doresc. Că mă întreb aici ce îmi doresc. Să fie sănătate, toată lumea să fie sănătoasă. Că restul le ducem. Asta e cel mai important. Iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!